Resturi de la o dronă rusească au fost găsite lângă localitatea Plaurud din județul Tulcea, confirmă MAPN. Investigațiile specialiștilor MAPN, SRI și MAI au început însă de ieri, 24 iulie, și cercetările continuă și astăzi în alte două localități. Alerta a sunat și noaptea trecută în Tulcea, după ce ieri dimineață peste 10 localități din județ au primit mesaje de tip RO-alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenilor li s-a spus să nu iasă din casă, să stea la adăpost și departe de geamuri. Alerta a fost trimisă în jurul orei 1:20 de către ISU în nordul județului Tulcea. Spre deosebire de ieri, noaptea trecută nu au fost efectuate apeluri la 112. Alerta vine în contextul în care forțele armate rusești au atacat mai multe regiuni ucrainene noaptea trecută, printre care Odessa, Herson, Nicolaev, Kiev, Sumu și Jitomir. În total, forțele aeriene ucrainene au transmis că 3 drone au trecut granița cu România noaptea dinspre miercuri spre joi.